Lăudat să fie Domnul. El e vrednic de laudă și până acum deja am avut un timp extraordinar, pentru că acolo unde este Duhul Domnului, este libertate, este bucurie, este pace. Mulțumim fraților de la fundațiile de la care au venit și că ne-au slujit, mulțumim echipei de laudă și închinare, slavă Domnului pentru ungerea care a turnat Domnul în dimineața asta peste postorul Tibi, mi-a plăcut înflăcărarea de la rugăciune, îmi venea să zbor, îmi venea să, să alerg pe aici, dar m-am stăpânit. Am zis să nu sperii pe cineva, pentru că atunci când vine Duhul Domnului peste tine, se întâmplă lucruri extraordinare. Aduceți-vă aminte că Ilie a alergat. Filip a fost răpit. Dar în dimineața asta, probabil că toți anticipați tema predicii, este despre persoana Duhului Sfânt. Pentru că revărsarea Duhului din fapt de capitolul 2 asupra omenirii a fost inaugurarea legământului care fusese ratificat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte la cină când Domnul Hristos a zis acesta este legământul cel nou făcut în sângele meu. Dar în ziua cinzecimii noi știm ce spune Scriptura, că deodată a venit din cer un sunet ca vujit unului vânt puternic și a umplut toată casa unde și deau ei niște limbi, ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt oare galilieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră maternă în care ne-am născut. Parți, meze, lamiți, locuitori din Mesopotamia, iudeia, Cappadocia, Pontas, Frigia, Panfililia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei proziliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Iată că atunci când a fost această revărsare extraordinară, Ucenicii Domnului au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească, de atenție, în limbi în care mărturiseau lucrările minunate a Lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să fie un indiciu extraordinar pentru noi, că tot ce face Duhul Sfânt în viața creștinului nu e pentru creștini, este pentru beneficiul celor de lângă noi. Pentru că Duhul dă daruri, dar le dă spre folosul Altora întotdeauna, conform termenilor noului legământ, fiecare credincios, fiecărui credincios îi se dă Duhul Sfânt. Așa cum spune nefeseniul cu 13, voi, după ce a auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Încă de la Rusalii, Duhul Sfânt apotezat pe fiecare credincios în momentul mântuirii spune Scriptura în 1 Corinteni 12 cu 13 Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Și îmi place că în Cartea Apostolilor sunt trei revărsări sau trei faze ale Duhului Sfânt peste trei grupuri diferite de oameni, în trei momente diferite. Primul a fost în fapte capitolul 2 când Duhul Sfânt a fost și s-a coborât peste acești vrei la Ierusalim. Al doilea, în capitolul 8, se spune că s-a coborât Duhul Sfânt peste al doilea grup și în Samaria, pentru că Filip predicase Evanghelia, Duhul Sfânt a început să coboare. Și al treilea grup peste care s-a coborât Duhul Sfânt au fost un grup dintre neamuri, din fapte 10. Ce este semnificativ la faptul ăsta este că, chiar dacă au fost mai multe revărsări, Apostolul Petru a fost la fiecare dintre ele. Și puterea lui Dumnezeu a fost demonstrată prin el în mod puternic, dar pe măsură ce marea trimitere era îndeplinită. De ce spun revărsare? Pentru că aș vrea să setez întâi termenii termeni, uh, predicii din dimineața aceasta. Pentru că Duhul Sfânt, da, s-a revărsat, a fost inaugurarea bisericii, dar biserica de 2000 de ani încearcă să țină de inaugurare. Dar Duhul Sfânt nu s-a oprit la inaugurare. Revărsările au fost făcute și revărsarea Duhului Sfânt este un act suveran al lui Dumnezeu. Noi nu îl putem provoca, noi îl putem ruga pe Dumnezeu. Dar sunt tot felul de grupuri și grupulețe de-a lungul timpului care încearcă să provoace o revărsare a Duhului Sfânt. Însă Biblia ne spune clar că Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt pentru că Dumnezeu face ce vrea, când vrea, cu cine vrea și nu cere permisiunea nimănui. El revarsă Duhul Sfânt când îl vrea. Deci revărsarea este diferită de umplere. Chiar dacă revărsarea a fost un eveniment care a avut loc, un eveniment temporar, Biblia ne vorbește despre plinătatea Duhului și că noi suntem chemați nu să producem revărsarea, pentru că am stabilit că aia este un act suveran al lui Dumnezeu și că noi suntem chemați să mergem în plinătatea Duhului. Scriptura, de fapt, ne poruncește să fim plini de Duh. Dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, apostolii au ceva, un fir roșu în comun. Și Pavel plin de Duhul Sfânt. Și Petru plin de Duhul Sfânt. A vorbit așa cum spunea fratele mai devreme. Și Filip plin de Duhul Sfânt. Ștefan plin de Duhul Sfânt. Barnaba plin de credință și de Duhul Sfânt. Iată că apostolii după revărsare n-au mai căutat o altă revărsare. De ei înțeles că trebuie să fie plin de Duhul Sfânt. Foarte mulți încearcă astăzi să imite sau să forțeze mâna lui Dumnezeu să provoace încă o revărsare. Dar Biblia spune clar că aceasta a fost un act suveran al lui Dumnezeu la inaugurarea bisericii. Când Dumnezeu a revărsat și a făcut cunoscut lumii întregi biserica-mea este în acțiune. Din moment ce revărsarea Duhului a fost un act suveran și divin pe care Dumnezeu l-a făcut și noi nu l-putem provoca. Noi suntem chemați să fumblăm în plinătatea Duhului. Atenție! Dar întrebarea este, care sunt semnele plinătății Duhului? Pentru că noi știm acum care sunt semnele darurilor Duhului. Dar și plinătatea Duhului are niște semne. Ce înseamnă sau la ce te gândești când auzi acest om este plin de Duhul Sfânt? Cu siguranță că tabloul din mintea ta, poate din mintea multora, este că un om plin de Duhul Sfânt vorbește mereu în limbi, prorocește și face minuni. Probabil că ăsta e tablou. Și dacă te întreb cum arată plinătatea Duhului Sfânt, sau care sunt caracteristicile unui om plin de Duhul Sfânt, hai să vedem ce spune Scriptura. Dar ca și idee de început, aș vrea să -ți spun și să-ți transmit că Scriptura ne spune încă de timpuriu și ne arată câteva persoane din Noul Testament, din Evanghelii pline de Duhul Sfânt, care, atenție, n-au făcut minuni, n-au prorocit n-au vorbit în alte limbi și totuși Biblia spune că erau plini de Duhul Sfânt. Pentru că una e revărsarea, alta este plinătatea. Revărsarea e actul suveran al lui Dumnezeu care El îl face când vrea. Plinătatea este porunca lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine în fiecare zi. Întrebarea este, ești tu plin de Duhul Sfânt? Nu dacă vorbești în alte limbi, nu dacă faci minuni sau prorocii? Ești tu plin de Duhul Sfânt? Ești tu sub călăuzirea Duhului Sfânt? Ești tu sub acest Duh al lui Dumnezeu care vine să-ți conducă viața? Ce te gândești când te gândești la Ioan Botezătorul? N-a prorocit niciodată? N-a făcut nicio minune? Da? Și totuși, Biblia spune în Luca 1 cu 15, el va fi mare înaintea Domnului. Și nu trebuie să bea vin sau băuturi tari, pentru că va fi umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Iată-l pe Ioan că a fost plin de Duhul Sfânt. N-a avut manifestarea Duhului Sfânt, a dar prin darurile Duhului Sfânt, dar ce ne cheamă Dumnezeu este să fim plini de Duh. Cum a arătat în cazul lui Ioan? Plinătatea în cazul lui Ioan n-a arătat în putere, ci în separare. Iată că un om care este plin de duh are o viață consacrată lui Dumnezeu în sfințenie, amin. Foarte mulți astăzi aleargă după daruri, aleargă după semne, aleargă după minuni, dar foarte puțini vor să trăiască în sfințenie. Dragul meu, plinătatea Duhului are de a face cu sfințenia. Și dacă vrei să mergem mai departe, gândește-te la părinții lui Ioan, de care se spune în Luca 1 cu 6, amândoi erau neprihăniți înaintea Domnului, păzeau fără pată toate poruncile și toate orânduierile Domnului. Și tatăl lui Ioan Zaharia a fost umplut de Duhul Sfânt. Iată că umplerea sau plinătatea Duhului nu are de-a face cu darurile Duhului. Exact cum roada Duhului e diferită de darurile Duhului. Neprihăniți, păzind cuvântul. Asta și primul efect al plinătății Duhului Sfânt a fost lauda la adresa lui Dumnezeu. Zice că Zaharia a prorocit în Luca 1, 67, 69, zicând, binecuvântat să fie Iahve, Dumnezeul lui Israel. Iată că un efect al plinătății Duhului Sfânt este un om care laudă pe Dumnezeu. Amin? Și ce frumos când dimineața asta aici am lăudat pe Domnul și am cântat. Gândește-te la părinții lui Ioan, gândește-te oameni plini de Duh Sfânt, gândește-te încă două exemple din Evanghelie, aș vrea să dau înainte să trecem la pasajul principal. În Ierusalim era un om numit Simeon, Luca 2, 25 cu 27. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Am stat odată și am întrebat un tânăr ce înseamnă pentru tine un om plin de Duh Sfânt. Unul care face minuni și semne. Dar zic, fratele de lângă tine, tatăl tău, care îl cunosc, are o mărturie bună, a trăit în sfințenie o viață întreagă, nu și la înșelat nevasta niciodată, nu a înșelat taxul, statul cu taxe, nu e plin de Duhul Sfânt. Nu, nu, să fii plin de Duh e să vorbești în să faci minun, să umbli în puterea Duhului. Dragul meu, uite ce spune Scriptura. Omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta îngherea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. El aștepta. De ce? Pentru că tot spune aici, Duhul Sfânt îl înștiința. Nu numai că era peste el, dar îl înștiințase. Că nu va muri înainte să-l vadă pe Hristos Domnul. El a venit în templu mânat de Duhul. Iată că vedem acțiunea ale Duhului în viața oamenilor din Vechiul și din Noul Testament. Oameni care trăiau cum? În frică de Domnul și într-o viață de consacrare și sfințenie. Și îmi place că aici este prinsă și o văduvă numită Ana. Luca 2, îmi place atât de mult de această femeie. Rămasă văduvă, Luca 2, 3, 7. Fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se îndepărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. A venit în același șas ca Simeon și a început ce să facă pentru că era plină de duh, să laude pe Dumnezeu. Iată, dragul meu, că una e revărsarea Duhului, actul suveran al lui Dumnezeu după care fug toți și nu mai vine, și alta e plinătatea Duhului. Dumnezeu niciun de în scripturi nu cere, aleargă după revărsarea Duhului. Dumnezeu zice fii plin de Duhul Sfânt. Problema e că noi ca biserică nu vrem să fim plini de Duh. Noi vrem revărsări, revărsările sunt bune. Doamne, adule, Doamne, adu trezire. Dar porunca este simplă, umblă, plin de Duhul Sfânt. Și iată câteva semne timpurii a oamenilor care erau plini de Duhul Sfânt ca Ioan. O viață în consacrare, o viață în sfințenie, furică de Domnul și laudă la adresa lui Dumnezeu. Cum sună asta pentru tine? M-a întrebat cineva, zice, mergi la Betania, am văzut de vreo 2 ani și ceva, tot merge acolo. Zice, cum e chiar biserica aia? Lucră Duhul Sfânt între ei? Zic foarte mult. Serios? Ce minus au făcut în ultima vreme? Zic foarte multe. Oamenii aia știu să se roage necurmat, oamenii a țin poși și rugăciune, îl laudă pe Dumnezeu, vin cu credincioșie și să. Păi stai, stai frate, că ăstea nu-s minuni. Nu, nu, ăștia sunt semnele plinătății Duhului, l-am corectat pe tânăr. A nu, eu vreau ceva extraordinar, eu vreau ceva fantastic. Dragul meu, zic, Biblia nu spune că trebuie să experimentezi la fiecare săptămână sau zi ceva extraordinar cu Dumnezeu. Biblia te cheamă la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut în Bedania oameni plini de Duhul Sfânt, oameni care îl laudă, oameni care îl cântă, oameni care sunt mulțumitori, lăudați să fie Domnul! O notă de final, conform acestor texte din Evanghelie, plinătatea Duhului te duce la o viață de sfințenie, la păzirea cuvântului, ca și Zaharia și uh, Simeon și Ana, frică de Domnul, o viață de laudă, rugăciune necurmată și atenție, Ana îl mărturisea pe Iisus după ce l-a laudat. Vezi tu când ești plin de Duh, se întâmplă lucruri extraordinare. Eu cred în puterea lui Dumnezeu, am văzut minuni cu ochii mei, dar credeți-mă, nu sunt omul să alerg după minuni. Eu am învățat de la Petru Apostolul că atunci când a experimentat pescuirea minunată, cea mai mare minune din viața lui, când a prins câteva tone de pește o singură dată, Petru a lăsat totul și s-a dus după făcătorul de minuni. Eu vreau să-L urmesc pe Isus, amin? Vreau să te întreb, te descrie tabloul ăsta pe tine? Sfințenie, consacrare, rugăciune necurmată, post, laudă, la adresa lui Dumnezeu, bucurie? Eu cred că pe unii dintre noi ne descrie aici, amin? Pentru cei care veniți la rugăciune, o să vedeți că Duhul Sfânt lucrează acolo. Poate că nu lucrează cum vrei tu, nu lucrează cum s-a închipuit tu, dar semnele plinătății Duhului Sfânt nu sunt în semne și minuni. Semnele plinătății Duhului Sfânt, caracteristicile plinătății, sunt în sfințenie, mulțumire, rugăciune, laudă la adresa lui Dumnezeu și predicarea sau centralitatea lui Isus Hristos în viața noastră. Aș vrea acum să ne aplicăm asupra textului principal, pentru că am găsit un text în Scriptură, cu ajutorul Duhului Sfânt, care e scris prin Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, care dă cel mai complet tablou despre ce înseamnă să fie un om plin de Duhul Sfânt. Și aș vrea să citim Efeseni capitolul 5, 18 cu 21. Dacă mi-l pot spune, mulțumesc. Citim împreună, ca biserică, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi psalmi cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu sau Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica de Hristos. Dragul meu, ăsta e cel mai complet tablou al Apostolului Pavel despre ce înseamnă să fii plin de Duh. Crede-mă! Să fii plin de Duh nu înseamnă să stai toată ziua, să te rogi în alte limbi, să nu muncești, să ai grijă de familie, să să judești pe altul, să arăți pe altul că el nu vorbește în alte limbi. Atenție! Cum începe textul? Nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare. În contextul în care Apostolul Pavel scrie cărții din Efeseni, popoarele păgâne, când intrau în contact cu divinitatea, nu numai că consumau sau să, cum să spun eu, se îmbătau, se intoxicau cu alcool ca să înceapă să aibă acele vedenii, viziuni să bolborosească ca păgânii, dar și consumau și alte plante. Și Pavel Apostolul scrie unei Biserice din Efes în contextul unei comunități păgâne și zice nu copiați pe acești păgâni care după ce beau vin, cred că intră și bolborosesc acolo mii de cuvinte în contact cu divinitatea. Până și Domnul Hristos ne avertizează și ne taxează și spune, când vă rugați să nu bolboro. Ca cine? Ca păgânii care cred că dacă spun multe cuvinte, Dumnezeu îi ascultă. E, în contextul ăsta Pavel face un contrast între bolboroseala păgânilor care credeau că dacă fac lucrurile astea o să îmbuneze zeii și porunca care ne dă Dumnezeu, fiți plini de Duhul Sfânt. spune vecinului, fii plin de Duh. Îmi place Ramona că ai zis lui fică ta, fii plină de Duh. Domnul să te binecuvânteze. Fii plin de Duh. Fii plin de Duh. Iată că acest contrast ne dă de gândit. Acest contrast ne dă un avertisment. Și Apostolul Pavel, după ce face contrastul, bolboroseală, păgâneală, besie, da, intoxicare, trebuie să am experiențe extatice să vină Duhul. Da? Face contrastul ăsta și ne dă fiți plini de Duh, apoi Apostolul ne spune cum un om normal la cap este plin de Duh. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. V-am spus contextul. Din potrivă, fiți plini de Duh, asta e porunca. Și acum, cum arată plinătatea Duhului conform Scripturii? Vreți să vedem cum arată? Haideți să mergem și să le... De, să, 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 să tragem din Scriptură ceea ce Scriptura spune. Doar vreau să dau o imagine la început. Când Apostolul Pavel vorbește de plinătatea Duhului, nu se referă la un pahar gol care îl umpli cu apă. Îmi place imaginea asta. El se referă la o corabie cu pânzele gata ridicate, prin care Duhul Sfânt uf, suflă continuu și continuu și continuu și continuu. El nu se referă la, la o revărsare. El se referă la o continuă influență a Duhului Sfânt în viața creștinului. O corabie cu pânzele gata. Cei mai mulți dintre noi n-am ridicat pânzele. Lucrează, Doamne, dă putere, Doamne, pentru ce? Pentru ce cer putere? Pentru ce vrei să lucrezi? L-am întrebat pe un tânăr de lângă mine, striga foc, foc, foc. Și am zis, mă, omule, tu ești. Sigur că vrei focul lui Dumnezeu. Tu știi ce s-a întâmplat cu Ieremia când a trimis Dumnezeu focul. Cuvântul tău ce spune? Este ca un foc în măruntaiele mele, mă misuie și nu pot? Tăcea. Dragii mei, dacă suntem gata, și cred că suntem gata ca biserică, Vrem să ridicăm pânzele astea, pânzele credinței, ca Duhul Sfânt să sufle, amin? Continu și continu și continu și continu și continu. Nu doar, nu doar o revărsare sau un moment în timp. Și aia este bună. Revărsarea Duhului e de dorit, dar noi vrem o umplere continuă, o suflare continuă, pentru că cuvântul Duh este ruah, Uf, suflare. Porunca, fiți plini de Duh, este aici, e o poruncă. Nu e o opțiune, este o poruncă. Niciunde în Scripturii Nou Testament nu ne zice alergați după revărsarea Duhului. Dar ni se poruncește fiți plini de Duh. Încă o dată, revărsarea este actul suveran al Lui Dumnezeu. Fiți plini de Duh, e treaba noastră. Pavel Apostolul începe, vorbiți între voi sau în mijlocul vostru. Și ce denot aici? Pentru că Studiind textul, adâncindu-mă în el, am văzut că asta denotă un creștin activ, un creștin care intră în acțiune, un creștin care nu stă pe scaun când păstorul Tibi spune mergi și salută pe cineva și binecuvântează, un creștin care din inima lor curg grâurile de apă vie, abia așteaptă momentul, spunea o soră aici la Betania, abia așteaptă momentul când pastorul Tibi ne să ne saltăm că zice principiul 10 care ne l-ai spus. 10 persoane mă duc să binecuvântez. Iată că aici spune vorbiți. Da? Lăsați Duhul să lucreze prin voi, nu stați statici, pasivi. Prinătatea Duhului nu e în pasivitate. Duhul Sfânt ni se prezintă încă din primul capitol de la Geneza. Și ce făcea? Spune Scriptura. El se plimba sau zbura pe deasupra. Duhul Sfânt este în acțiune. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea șomez. Așa spune Hristos? Lucrez! Duhul lui Dumnezeu lucrează, vorbiți între voi, lasă râurile de apă vie să curgă din inima ta. Iată că cei ce sunt plini de Duh, iau mereu inițiativa și îmi place asta. Dacă știu o persoană plină de Duh în, în viața mea, la care mi se duce mintea, este soția mea, Adina. De ce? Pentru că Adina a învățat să ia inițiativa. Ea a fost o, o, o fată timidă, a crescut într-o într casă unde era abuz verbal, abuz psihic, dar când a atins-o puterea lui Dumnezeu, a zis, știi ce, Nu o să stau legată în scaunul ăsta să mă victimizez, o să iau inițiativa să las râurile de apă să curgă, să ridică de pe scaun și atunci aș ridică pânzele și Duhul Sfânt începe să sufle ea. Dragul meu, am văzut-o de mii de ori în acțiune. Am văzut-o cum a plecat efectiv goală, nu avea ce să dea și în momentul în care s-a ridicat... Uf, rua, Duhul Domnului a început să-i sufle în pânze. Vezi tu, Duhul Sfânt vine, Duhul Sfânt curge, Duhul Sfânt suflă, Duhul Sfânt se mișcă, Duhul Sfânt lucrează în cei răscumpărați și cei răscumpărați au ceva de spus celor din jurul lor, amin? Ei nu sunt un obiect, mulți creștini, mulți pocăiți se comportă ca și cum ar fi un obiect. Mulți credincioși. Vin la biserică, stau în scaun să uit orul la toată lumea și mă duc la el și întreb, tot ok s-a întâmplat ceva? Dragul meu, Dumnezeu nu te-a chemat să fii un obiect. Dumnezeu te-a chemat să fii viu și lucrător ca și cuvântul Lui. Amin. Ridică-te și lasă-l pe Duhul, experimentează asta, o să vezi ce minunat va fi. De multe ori m-am urcat pe scenă, vă spun, îmi spunea cineva, în, în, în slujirea ta asta muzicală, am văzut că mereu simțeai prezența Duhului, erai plin de pasiune. Cum îl simțeai? Cum venea? Zic, prietene, de 99,99 ,99 de ori n-am simțit absolut nimic. M-am dus pe scenă și am zis, Doamne, ce caut eu aici? N-am nimic să le dau la oamenii ăștia. Și auzeam o voce, tu n-ai nimic sanitar, eu am să le dau totul și pot. Și în momentul în care mă ridicam acolo la slujire, îmi ridicam pânzele, începea Duhul Ruach să sufle prin mine. Și eu mă uimeam. Credeți-mă, au fost momente în predică când m-am oprit în biserică și am zis, vă rog frumos, scuzați-mă, trebuie să-mi iau notițe. Pentru că Duhul Sfânt mă mișca și Duhul Sfânt te va mișca și pe tine. Noi, cei răscumpărați, avem mereu un cântec de cântat, avem mereu un are de dat, avem mereu un cuvânt bun de spus, amin? Pentru că suntem încurajați, suntem răscumpărați, suntem plini de Duh. Domnul Hristos spunea în Ioan 7, cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El că -și Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Întrebare, dacă tu ai primit, ai fost născut din nou, de ce nu -l lași pe Duhul să lucreze prin tine? Nu crezi că îl întristezi? Nu crezi că îl întristesc când îți iei atitudinea asta de om care nu vrea să fie deranjat? Dragul meu, vreau să te încurajez. Ești la viață, ieși în larg, ridică-ți pânzele și lasă-l pe Duhul să lucreze prin tine. Vorbiți între voi. Cu alte cuvinte interacționați între voi și timpul ăsta apreciez că faci timpul ăsta. Domnul să te binecuvânteze. Pentru că râurile de apă vie trebuie să curgă în trupul lui Hristos. Amin? Și, dragul meu, ascultă-mă, râurile de apă vie nu sunt doar în pastorul Tibi sau în ceilalți păstori aici. Sunt în fiecare dintre noi și avem responsabilitatea să deschidem ușa și să le lăsăm să iasă. Întrebare, cum e râurile de apă vie? Pe unde? Din inimă, dar pe unde? Deschideți gura și eu să voi? Domnul să vă binecuvânteze. Iată că primul cum să zic, prima componentă sau primul semn al unui om plin de Duh este că El ia inițiativa. Te rog, fii un om, fii o femeie, care nu contează dacă ai 70, 80, 20, fii o femeie care ia inițiativa, du-te, ridică spânzele și-o lasă-l pe Duhul Domnului să curgă, căci din inima noastră vor curge râuri de apă vie, de încurajare, de iubire, înspre cei de lângă noi. Râuri de iertare, râuri de milă. Biblia spune, voi cânta întotdeauna în de Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta. Nu vom ascunde copilor noștri, ci vom povesti, vom povesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut, dragul meu. Povestește minunile Domnului. Lasă scaunul. Pedepsește-l dacă vrei. Du-te, ridică-te și lasă râul să curgă prin tine. Ridică-ți spânzele duminică de duminică, zi de zi, și du-te cu credință, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va sufla în tine viață și prin tine peste ceilalți. Amin. O altă componentă, un alt semn al plinătății Duhului este bucuria. Biblia spune clar aici: cântați, vorbiți între voi cum? Cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Acolo în, în, textul original spune psalm, salmoi, da? Cântări de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Cântări de omgești. ce sunt astea? Iată că psalmii, când vorbește despre psalm, nu se refer doar la a face melodii. Vă aduceți aminte de David care stătea înaintea lui Saul și la un moment dat a luat instrumentul în mână și a început să cânte? Biblia spune că el cânta cu mâna lui, nu cânta cu gura. A început să facă zgomote, să lovească corzile și prezența lui Dumnezeu a început să se atingă de Saul. Psalm, cântări de laudă, melodii, psalm, melodii, fă un zgomot, fă un, o melodie înaintea Domnului. Imnuri, imnurile sunt închinate lui Dumnezeu pentru că sărbătoresc pe rege, pentru marile minuni și lucrări pe care le-a făcut. Iată de ce încântările noastre nu trebuie să fie vorba despre noi, ci despre Domnul Isus Hristos. El trebuie să fie temeiul laudelor noastre, cum spune Moise. Și apoi mai spune cântări spirituale sau odă. În original acolo spune ode spirituale, care denotă o anumită caracteristică din caracterul lui Dumnezeu. Cu fiecare odă, cu fiecare cântare, noi cântăm, Dumnezeu e credincios, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este dragoste și remputernicim de la generație la generație natura și caracterul lui Dumnezeu. Asta trebuie noi să auzim în mijlocul nostru. De asta spune Scriptura, am psalmul 146 cu 2. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât timp voi fi. Iată că aici, psan, cântări de laudă și cântări de omcești sunt cele trei cântări avizate sau parafate de Dumnezeu în Noul Testament. Cineva m-a întrebat într-o zi, nu știu, ai probleme cu manelele? N-am probleme cu manelele, nu-mi place mesajul lor. Biblia mea îmi spune să cânt psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Ai probleme cu muzica rock? Biblia îmi spune psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Ai ceva împotriva muzicii populare? Biblia îmi spune psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. A, știu, tu ai ceva cu Wagner și cu Bach. Biblia îmi spune psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Și în muzica mea trebuie să fie Dumnezeu mărit. Lăudat să fie Domnul. Vreau să te întreb. Ești tu un om care are bucurie și cântă lui Dumnezeu neîncetat? Voi lăuda pe Domnul cât timp voi fi? Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi? Iată că un alt semn al plinătății Duhului nu e doar că omul ia inițiativa să lase râurile de apă vie, dar el are tot timpul cântare în inima lui. Mi-aduc aminte când locuiam cu socrii mei, soacra mea dimineața se trezea tot timpul și începea să cânte Domnului. Și am și eu o privigătoare în casă. Dimineața ne trezim și începem să cântăm fie începe Adina, fie încep eu. Și începem să lăudăm pe Domnul. Pentru că un om plin de Duhul Sfânt are întotdeauna o cântare de mărire, nu de frustrare. Dar de ce nu-ți plac cântările deja ale românești? Psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Cântările Deja ale românești nu-mi plac pentru că pun accentul pe om, pe durerea omului. Biblia îmi spune: voi lăuda pe Domnul, nu durerea mea! Voi lăuda pe Domnul, voi mări pe Domnul, nu mă uit la slăbiciunea mea, mă uit la Domnul! Psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Dacă primul semn al plinității Duhului conform FSN, capitolul 5. Este un om de inițiativă, la râurile se curgă, al doilea semne bucuria și cântarea. Și în biserica lui Dumnezeu Betania este și bucurie, este și cântare la adresa lui Dumnezeu și am auzit-o. De doi ani jumătate de când suntem aici mai des cu voi, v-am văzut, am văzut semnele plinătății Duhului Sfânt. Ești un om care lasă cântările să se ridice din inima lui sau le oprește? în orice vreme, la adresa Domnului. Vreau să te întreb, să ai pierdut cumva cântecul de laudă pe drum? Te-au lovit viața și valurile și nu mai știi să-i cânti Domnului? Îmi spunea un pastor bătrân, zice, mă, Sani, să nu uiți sun sfat în viață. Când te lovește viața, cântă o cântare de laudă și mergi înainte, că Domnul e cu tine. Voi trece, ce spune, ce spune psalmistul? Când voi trece prin valea umbrei morții, nu mă tem, căci... Haleluia! Domnul e cu mine! Când tu începi să cânți, Biblia spune acolo, în 2 Cronici 20 și cu 22, în vremea sau în timpul sau în momentul când au început cântările de laudă, Dumnezeu a trimis sângerul lui în tabăra madianiților. Cântarea e puternică, lauda e puternică, de aceea te rog, dă-i laudă Domnului. Un alt semn al plinătății Duhului 3, mai, mai sunt două, este o inimă mulțumitoare. Dragul meu, nu pot să subliniez cât de important este să fii mulțumitor. Eu personal m-am născut într-o familie de oameni nemulțumiți, vă spun sincer. Am prins virusul ăsta și când m-am întors cu fața spre Dumnezeu, eram un om cârtitor și nemulțumitor. Și știți ce? Am învățat de la evrei că această cârtire este întotdeauna biletul spre pustiu. Când începi să cârtești, Dumnezeu nu are ce să-ți facă decât să te lase să te întorci în pustiu. Și toți pe lângă tine sunt binecuvântați, bucuroși, fericiți și tu ești în pustiu. Dar când începi să-i mulțumești lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri minunate. Biblia spune, Că această mulțumire este voia lui Dumnezeu. Vedeți că ne confirmă 1 Tesaloniceni 5 de la 16 la 19, ne confirmă pasajul din, din Efeseni. Biblia și scriptura întotdeauna se tălmăcește și se confirmă cu scriptura. 1 Tesaloniceni 5 de la 16 la 19. Ia, uitați, de ce spun că aici am petania să nu am oameni plini de Duhul Sfânt, pentru că am văzut asta. Bucurați-vă! Îl văd pe fratele Siriu la rugăciune cum vine și așa cu entuziasm ne încurajează să-i cântăm cântările Domnului împreună cu echipa lui. Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Isus Hristos pentru voi. Incredibil! Iată că un om prinde Duhul Sfânt. Îi mulțumește, bucurați-vă întotdeauna, el se bucură și când primește minus în viață. Săptămânile trecute am primit un minus mare în viață. Și mulți așteptau să predic despre minus sau să fiu cârtitor. Și am ales să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că am înțeles că și minusul lucrează voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă minus, când Dumnezeu îți scoate din viață lucruri sau oameni, încearcă să te protejeze. El te iubește. Slăvi să fie Domnul. De asta spune aici, bucurați-vă în tot, de una, nu din când în când. Mi-aduc aminte că atunci când eram la București și am citit versetul ăsta, l-a predicat un pastor american, textul din Tesalonceni și am început să mă bucur și să aleg să fiu mulțumitor Domnului și cu cât îi mulțumeam mai mult, cu atât venea bucuria lui și nu știu dacă știți, dar în București la ora 6 dimineața când mergi la lucru la metrou, dacă zâmbești, înseamnă că... Și eu eram, mă țineam de bară și mulțumeam Domnului în gândul meu și tot zâmbeam la unul și la altul și tot se uitau, îți dai seama, oboseală, după noapte de nedormiți, ca și cum ce cu ăsta? Dragul meu, când încep să-i mulțumești lui Dumnezeu, ferestre în cer sunt făcute pentru tine. De aceea, bucurați-vă neîncetat, rugați-vă încetat. mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și cele rele, și cele bune, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Și următorul verset spune, nu stingeți Duhul. Cu alte cuvinte, când nu te bucuri, când nu te rogi și când nu-i mulțumești lui Dumnezeu, Duhul Sfânt în tine să stinge. Și vii la biserică, pastore bine, nu sunt prezența Domnului, dar de ce? Oare nu te-ai bucurat destul? Oare nu ai mulțumit destul? Oare nu te-ai rugat încetat? Repet, semnul plinătății Duhului, primul semn a fost un om de inițiativ, un om care lasă râurile să curgă, își ridică pânzele ca Duhul să sufle prin el. Al doilea semn a fost bucuria, cântarea de laudă la adresa al Și cântările noastre nu sunt cântările din lume de spune Scriptura, cântă cântările Sionului, amin? Cântările noastre sunt totdeauna psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Nu spunea un tânăr, zice, mă, ți-am auzit predica, eu te înțeleg, că spune Scriptura, dar eu când mă duc la sală am nevoie de niște muzică să mă nervez. Zic și funcționează? Zice, nu, vin mai frustrat acasă la copii. Ce zici să schimbi pe psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești? Al doilea semn. Primul inițiativă, râuri de apă vie. Al doilea semn, bucurie, cântare, psalm, cântări de laudă, cântări dumnezeiești. Al treilea semn al plinătății Duhului, un om cu inima mulțumii. Toare, aceasta e voia lui Dumnezeu. Și al patrulea semn al plinătății Duhului, nu știu dacă o să ne placă la toți, dar spune Scriptura clar aici, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dragul meu, te-ai gândit vreodată că smerenia, Smerenia este un semn al plinătății Duhului Sfânt? Ce înseamnă să te smerești în frica de Hristos? Înseamnă să vii în armonie, înseamnă să vii în unitate. Atunci când vii la biserică, da, aici, vezi că e deja o viziune, e deja un bord care conduce, sunt deja niște păstori. Vino și aliniază-te, vino și crede împreună cu ei. În loc să cărcotești, să fii nemulțumitor, pune umărul, să ridici lucrarea, vino și laudă-l pe Domnul, smerește-te. Acest termen este unul militar, să știi. E un termen militar din armata grecească a lui Macedon și înseamnă să ne subordonăm unii altora, să lucrăm în armonie, în unitate, să ascultăm, să ne lăsăm înduplecați, să, atenție, să renunțăm la drepturi și control. Dar mie nu-mi place cum tu faci treaba. Eu vreau timpul de rugăciune altfel. Eu vreau lauda și închinare altfel. Eu vreau așa. Eu vreau stilul ăsta. Eu vreau stilul ăsta. Asta nu-i smerenie. Asta e impunere de agendă. Asta este impunere de agendă. Vin omule dacă vrei să faci schimbări și pune umărul la ce deja este. Pentru că atunci când Iosua a preluat conducerea Israelului, n-a schimbat tot ce Moise a făcut. A lucrat în linia a ce Moise primisă de la Dumnezeu. Amin. Smeriți-vă. Biblia ne dă modelul și modelul nostru nu e Sani Trancă nu este pastorul Tibi și el e un model. Fratele tău și el e un model, dar modelul nostru suprem e Domnul Iisus Hristos. Filipeni, capitol 2, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iacov 4 cu 6, Biblia spune că Dumnezeu ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, El stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Cu alte cuvinte, un om plin de duh nu poate să fie și mândru și plin de duh, n-ai cum. Când ești plin de Duh, când ai semnul fi Duhului în tine, vii și te smerești și lucrezi în unitate, în armonie, amin? Tot așa și voi, tinerilor, unul pentru 5, de la 5 la șase, fiți supuși celor bătrâni și toți, în toate legăturile voastre, atenție, în toate legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, adică în relația cu liderii, în relația cu frații, relația cu surorile, relația cu statul, relația cu guvernul, trebuie să fim împodobiți cu smerenie. Renie este semnul plinătății Duhului. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. De aceea Biblia spune, smeriți-vă sumă în acea tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Au venit la mine și la alții câțiva, roagă-te să fiu smerit. Nu se poate, nu există rugăciune pentru asta. Biblia spune că tu trebuie să te smerești. Iată, vedem aici cele patru semne al unui om plin de Duh. E un canal, un vas, un instrument al Duhului. Râurile de apă vie curg prin el. Un om plin de bucurie, plin de cântare de laudă, san cântări de laudă, cântări duhomcești. Mulțumitor pentru toate la adresa lui Dumnezeu, nu doar pentru unele. Și e smerit și atenție, practică smerenia, e cuvântul original. Omul ăsta plin de Duh, el practică smerenia. Când îi se dă peste nas, nu vine și dă și el peste nas. Domnul vede, Domnul răsplătește. Cum spuneam, revin mulți în caleargă după revărsarea Duhului. Și revărsarea e bună, dar e actul suveran al Lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai vizitat biserica Lui, dar nu noi decidem când se întâmplă. Treaba noastră este să fim plini de Duh. Asta e treaba noastră. Acum, aplicația, ce avem de făcut? Acest verset din ce și Efeseni este reconfirmat în Colosen 3 cu 15 și 17. Mai am două, două minute și termin. Trebuie să luăm aplicația ca să plecăm cu ea acasă. Trebuie să facem. Dragii mei, credința nu e o credință teoretică și nici statică. Biblia spune cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Nu cine o gândește, nu cine se gândește la ea, bă, e o idee bună. Cine face? Colosem 3 cu 15 până la 17. E ultimul verset din dimineața aceasta și aș vrea ca să luăm aminte. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, deci nu suntem chemați la teroare, nu suntem chemați la stres, nu suntem chemați la frică, suntem chemați la pace. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători sau mulțumitori. Întrebare, în timpul săptămânii, la cât stăpânește pacea în noi? Cele mai dese rugăciuni care eu le primesc pe mesaje, frate, roagă-te că nu am pace. De ce? Pentru că pacea lui Hristos nu stăpânește în omul ăla sau în mine sau în tine când ne lovește viața. Dar de ce? Care este motivul pentru care nu domnește? Ce ne, ce ne lipsește? Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. În toată înțelepciunea învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Cu ce? Psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu ce? Cu mulțumire în inima voastră. Iată confirmarea textului din Efesente Saloniceni. Pavel Apostol nu se lasă, vrea ca Biserica Domnului să înțeleagă, revărsarea e bună, dar plinătatea e și mai bună. De ce? Pentru că revărsarea are un, un timp finit, vine, se revarsă, punct. Dar plinătatea este con, Tină. Când îți ridici pânzele prin credință, Duhul Sfânt suflă prin tine în mod constant. De aceea, dragul meu, vreau să te provoc. Pentru că cheia plinătății Duhului Sfânt se găsește aici. Nu în experiențe, ci în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. În, în vremea noastră, credeți-mi, întâlnesc mulți tineri care îmi, spui, îmi spun, vreau să-l simt pe Dumnezeu. Dar Biblia nu vorbește despre un Dumnezeu așa romanticizat. Biblia spune că El este sfânt drept, El este dragoste și despre sfințenia Lui se vorbește mai mult decât despre dragostea Lui. Însă Biblia spune că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Nu în faptul că tu îl simți sau nu îl simți. De asta vreau să te provoc. La o viață, în cuvânt, Biblia spune acolo, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug, adică din abundență, cu alte cuvinte, să penetreze orice, orice cămăruță a minții tale și a ființei tale, să fie plin de cuvânt. Când cineva se întâlnește cu tine, să iasă din tine, este scris! Omul care e plin de Duhul Sfânt are o viață activă, plină de slujire față de cei din jur, râurile curg constant din el, plină de bucurie, cântec la adresa lui Dumnezeu, el este un templu de laudă, plină de mulțumire pentru toate lucrurile, îi mulțumește lui Dumnezeu, practică smerenia în fiecare zi și toate acestea sunt aprinse de focul cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât pui mai mult cuvânt și scriptură în tine, cu atâta glorificarea lui Hristos e mai vizibilă în viața ta și se întâmplă acel cuvânt că El, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Isus Hristos, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru El. Asta este chemarea, asta este porunca, fiți plini de Duh. Ne ridicăm și eu o să-l rog pe Beni să vină să cântăm un refren de cântare, dar în timpul ăsta vreau să vin înaintea lui Dumnezeu și să îți pui întrebarea asta. Unde din cele patru elemente crezi că mai de lucrat? Ești omul ăla care ia inițiativa sau așteaptă ca alții să ia inițiativa? Ești omul care își ridică pânzele să sufle Duhul Sfânt? Ești omul ăla care ai o viață de bucurie, să vede bucuria Duhului în viața ta, bucuria mântuirii, psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești? Du Ești omul ăla care are o viață de mulțumire când vecinii te întâlnesc? Măi omule, dar tu ce cu tine? Ești mulțumitor și pentru rău și pentru bine? Ești omul ăla care practică smerenia? Ești plin de cuvântul lui Dumnezeu? Cercetează-te, ia câteva secunde și spune, Doamne, recunosc. Am, am la capitolul bucurie am minus. Am la capitolul mulțumire minus. Sau la capitolul smerenie minus. Sau la capitolul inițiativă. Sunt lene spiritual. Nu ridic pânzele ca râurile de apă să curgă. Doamne, ajută-mă. Dacă îți identifici nevoia în următoarele câteva secunde, roagă-l pe Duhul Sfânt să sufle în pânzele corabiei tale ca să slujești pe cei din duși, să-i dai glorie lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!